Bine v-am regăsit! Am ales să răspund și aici, pe canalul de YouTube, la o întrebare care mi este adresată de fiecare dată în două situații. 1. Când femeia rămâne însărcinată sau 2. Când femeia pierde sarcina. Iar această întrebare este: când intră sufletul în corp? Înainte de a porni dezbaterea, hai să vă citesc două mesaje pe care le-am primit săptămâna trecută. Imediat să deschid e-mailul. Așa. Draga mea Vali, cu lacrimi de bucurie în ochi, te anunț că au apărut cele două liniuțe. Acum am repetat și beta HCG, care are valoare dublă, și înțeleg acum că tot ce am lucrat în acești ani nu au fost în zadar și mă bucur că nu am renunțat. Aș vrea să-mi spui ce pot face mai departe. Mi-e teamă să nu fac ceva greșit. Ar trebui să mă conectez cumva cu bebele, să simt ceva anume, să vorbesc cu el. Oare e și sufletul deja venit? Al doilea mesaj, imediat îl deschid. Bună, Valentina! Îți scriu din nou însă cu vești rele. Din păcate, bebe a ales să plece. S-a oprit din evoluție la 7 săptămâni. Vineri îi bătea inimioara, însă luni nu mai avea semnal cardiac. Trăiesc un fel de doliu, ca și cum a murit un om și nu știu cum să mă raportez. Oare era și sufletul în acel corp? Această întrebare mi se pare atât de profundă și atât de personală în același timp, încât am ales să o dezbat și pe grupul de pe Facebook și aici pe canalul de YouTube. Acum, eu am găsit răspunsuri diferite la această întrebare. Vă voi expune părerile altor cercetători și apoi vă zic și părerea mea, bazată pe cazurile pe care eu le-am avut la cabinet. Și sunt deja peste 150 de cazuri. Așadar, hai să plecăm cu discuția din punct de vedere anatomic, respectiv de la cele două celule care se unesc, care se divid în mod repetat de-a lungul la aproximativ 5 zile, ajungându-se după această perioadă la exact 32 de celule care sunt adunate ca un muguraș, ca un fel de ciorchine, care se va transforma treptat într-o ființă umană, așa încât la 47 de zile, deci asta înseamnă 6 săptămâni, embrionul are un trunchi relativ solid, care devine casa în care va locui sufletul care vine la trup. Aceste 47 de zile le-am luat din manualul de anatomie. Acum, sufletul acesta își alege trupul după unii autori un an înainte, după alții 6 luni, după alții chiar cu 3 luni. În cartea cele 9 trepte, scrisă de doi autori, Ange Vodan și Daniel Noron, în care sufletul unei fetițe pe nume Rebecca, prin channeling le transferă informații despre cele 9 luni dinainte de întrupare. În cartea asta, eu am găsit așa, scris: actul procreării are loc mereu în corpul sufletului, înainte cu aproximativ 3 luni terestre de actul fizic. Chiar dacă întâlnirea nu s-a produs, sufletele știu ce se întâmplă. Și știi ce scrie Rebecca? Ce transmite Rebecca? Spune așa: eram atrase de suflete care mi erau aproape, a căror existență uitasem. Mă asemănam cu aceste suflete ca o pilitură de fier ce începea să fie atrasă de un magnet. Sufletele caută să rămână în aceleași familii din viețile trecute. Odată ce sufletul bebelușului decide cine vor fi părinții lui, se creează o legătură spirituală. Acum, hai să vă zic ce am găsit eu din autorii pe care i-am analizat. În 2010, într-o carte pe nume Moleculele spirituale, scrisă de un psihiatru pe nume Rick Strassman sau Strassman, acest psihiatru afirmă în această carte că sufletul uman intră în corp în a 7-a săptămână după concepție,
folosind glanda pineală ca un canal spiritual și o moleculă numită dimetiltriptamină drept catalizator. Molecula asta dimetiltriptamină este o substanță generată de creier în mod natural, similar cu serotonina. Acum, voi știți, glanda pineală, ochiul al treilea, e considerată centrul spiritual al organismului uman, care este legat de viziuni, de clarvedere. Iar acest doctor afirmă că există posibilitatea ca această glandă să controleze intrarea și ieșirea spiritului în corp, explicând astfel experiențele apropiate de moarte. Molecula asta, dimetiltriptamină, este detectată la fătul uman la 49 de zile de la gestație. Deci, în manualul de anatomie, regăsesc informația că la 47 de zile embrionul are un trunchi relativ solid, care devine casa viitorului în care va locui sufletul, iar acest doctor spune că la 49 de zile de la gestație, deci iarăși 6 săptămâni, chiar 6-7 săptămâni, este detectată la fătul uman această moleculă. În 2012, doi oameni de știință, am mai vorbit noi într-un live anterior, vin și spun, e o teorie cuantică, ei vin și spun că sufletul uman este conținut de niște celule numite microtubuli, care se află la rândul lor în creier. Iar starea noastră conștientă este astfel rezultatul efectelor gravitației din microtubuli. Iar când un om se află în pragul morții, microtubulii își pierd doar starea, nu și informația din ei, care nu se distruge, ci se împrăștie. Cu alte cuvinte, sufletul nu moare, ci se reîntoarce în spațiu. Acum, deci o primă variantă pe care am regăsit-o, vorbim de prezența acestor molecule în 6-7 săptămâni, 49 de zile sau 4, de la 47-49 de zile. Acum, urmărindu-l pe Sadhguru, Sadhguru spune așa: viața nu se angrenează cu trupul pur și simplu. Are loc ca un proces care începe undeva între 40 și 48 de zile de la concepție și îl numește un fel de stadiu intermediar, pentru ca situația în care corpul este incompatibil cu viața, sufletul va alege să nu se nască. În această perioadă, 40-48 de zile de la concepție, care corespunde cu cele 6 săptămâni ce am găsit eu în mamale, acesta este un stadiu în care sufletul evaluează, verifică dacă e potrivit pentru el, dacă îi place, corespunde cu misiunea lui. Până atunci este într-o căutare, tatonare, dacă acest pântec este locul potrivit, în funcție de ce și-a ales el să experimenteze. Sadhguru spune că există unele vieți care pătrund mai târziu, adică între 84 și 90 de zile. Angrenarea cu trupul pentru această viață începe mai târziu și spune că atunci când sufletul intră mai târziu în corp, acea femeie dă naștere unei ființe fenomenale, speciale, cu o misiune mare, pentru că aceasta, viața are nevoie de timp pentru a se instala. Și el dădea exemplu acolo de mama lui Buddha. Însă viața normală pătrunde undeva între 40 și 48 de zile. Deci, concluzia lui. Sufletul este parțial angrenat înainte de 90 de zile și se poate retrage oricând. După 90 de zile, sufletul a ales deja corpul. Însă, atenție aici, și-a ales corpul, nu decizia de a se naște. Pentru că mai târziu, dacă trupul nu s-a format în mod corespunzător sau din anumite motive pentru acea viață, atunci sufletul va alege să iasă înainte de nașterea corpului. O altă variantă, am găsit-o într-o carte pe nume O educație începe înainte de naștere, a lui Omran Michael Ivanhoe. Știți ce spune Ivanhoe? El spune că nu pe perioada gestației sufletul intră în corpul copilului,
El nu intră în corpul lui decât în momentul nașterii, odată cu prima sa respirație. E adevărat că în uterul mamei copilul trăiește, inima îi bate, se hrănește, dar sufletul său nu a pătruns încă în corpul său. Până la nașterea propriu-zisă, el stă în apropierea mamei și lucrează în colaborare cu ea la construcția diferitelor sale corpuri, astral, fizic, mental. El spune că mama nu-și dă seama de această muncă, deoarece ea nu este destul de luminată, sensibilă. Am ceva reținere aici, dar vă spun ce spune el, ce am găsit în cartea asta. Și el precizează că chiar dacă nu poate vedea acest suflet, mama poate cel puțin să-i vorbească sau să-i adreseze rugăciuni. Asta este o altă variantă. Cartea cele 9 trepte. Găsesc următorul mesaj scris, transmis de către Rebecca. De când inima fătului începe să bată, se formează o legătură viscerală între sufletul celui care vine și mama sa. Și ea povestește că prima dată când a pătruns în viitorul ei corp, a coincis cu prima bătaie a inimii ei din acel corp, adică la 21 de zile după actul procreației. Și spune în cartea așa cum descrie ea senzația. Când aceasta s-a produs, adică atunci când a intrat în corp, nu am știut nimic, dar am simțit o chemare profundă către mama mea. Era o nevoie imperioasă de a coborî pe pământ și de a mă regăsi în prezența ei. Până în acel moment mă mulțumisem să rămân în lumina ei care înconjura trupul, în aura ei. Înțelegeți de ce insist eu ca voi să învățați să luminați? Deci, avem așa, perspectiva de 49 de zile, perspectiva între 40 și 48 sau 48-90 de zile, perspectiva prin care sufletul intră când se naște copilul la prima gură de aer pe care o ia, sau perspectiva când inima, prima bătaie de inimă, adică la 21 de zile după concepție. Hai să vă dau și perspectiva mea. Ce am vorbit până acum au fost luate din cărți. Însă, hai să vă zic cum simt eu. Personal, consider că fiecare mamă știe când sufletul intră în corpul ei. Știe. Fără nicio explicație, o mamă care poartă în pântecele ei un viitor trup, un trup, ea știe. Am avut ocazia prin ceea ce eu fac să pun mâna pe zeci de burtici. În diferite stadii, de la câteva ore de la concepție, până chiar și în ziua nașterii. O femeie care este aleasă, ea simte, ea știe, fără nicio explicație. Pentru că așa cum vă ziceam mai devreme, acel suflet stă în câmpurile mamei cel puțin 6 luni înainte de concepție. Iar legătura asta energetică între viitoarea mamă și copil, ea e deja creată, e cunoscută, e intuitivă. De aceea multe femei îmi spun că știu exact momentul în care rămân însărcinate sau cele care fac FIV îmi povestesc că știu exact momentul când sarcina s-a fixat. De aceea eu vin și spun că tu, ca viitoare mamă, tu știi, nu-ți trebuie vreo teorie, vreun răspuns, tu știi când sufletul tău, sufletul copilului intră sau simți când îți dă târcoale, să spunem așa, adică intră, iese, iar intră. Sunt acele conexiuni sufletești pe care le ai toată viața cu copilul tău. Și cele care aveți copii, știți sentimentul, îl simți chiar dacă e la mii de kilometri distanță. Însă întrebarea nu este când intră sufletul în corp. Întrebarea este cum să mă conectez eu cu acel suflet. Pentru că știți ce vrea viitorul copil care vine? Tot din cartea cele 9 trepte am regăsit. Spune așa, vreau să-mi asculte sufletul
să-mi ghicească prezența în preajma lor, dincolo de rotunjimea, din ce în ce mai profundă a pântecelui mamei. Mi-aș dori să-mi perceapă sensibilitatea, să mă perceapă ca pe o prietenă care se întoarce mai mult decât ca pe o comoară unică fabricată de ei. Aș vrea să nu mai proiecteze asupra corpului meu propriile spaime sau speranțe. Dacă nu înțeleg asta, ei mă împiedică de pe acum să devin eu însă. Asta spune sufletul Rebei că e transmis prin channeling. De aceea eu, asta este perspectiva mea. Contează foarte mult să te conectezi cu sufletul acelui copil. Iar pentru asta e nevoie să ai încredere în cine te-a ales. Eu recomand să te bucuri de fiecare clipă din momentul în care vezi cele două liniuțe, chiar dacă trăiești cu teama că dacă se întâmplă, că dacă pleacă, că dacă fac ceva greșit. Nu mai proiecta clipa de acum pe un viitor nemanifestat încă. E un potențial care încă nu s-a creat, iar eu în loc să mă bucur de clipa asta care e reală, prezentă, acum, eu nu mă bucur suficient de tare ca nu cumva să sufăr în cască. Indiferent cât de tare te bucuri acum sau nu, în caz că suferința e la fel de mare. Așa că nu mai trăi într-un viitor care nu s-a întâmplat și trăiește clipa asta care e reală. Ca tu să te poți conecta cu sufletul copilului. 1. Ai încredere în el că e mai mare ca tine, e deja acolo și bucură-te de ceea ce trăiești acum. O altă întrebare a fost pe unde intră sufletul. Prin fontanelă. În cele 9 trepte am găsit această explicație. De fiecare dată când intru în el, adică în corp, mă strecor prin vârful craniului, chiar și când acesta nu este bine conturat. Sunt aspirată de o voință care nu-mi lasă loc să aleg. Totul se întâmplă în zona precisă a fontanelei. Aici intuiția mea detectează un vârtej care mă atrage și căruia nu mă pot opune. Așa că mă strecor în trupul care se formează și acesta devine un înveliș delicat, un leagăn în care pot sta în voie fără nicio reținere. Nu știu dacă trupul meu îmi procură o astfel de senzație sau mai degrabă e lumina pe care o răspândește mama mea. Cred mai degrabă că ar fi a doua variantă. Lumina pe care o răspândește mama. Iar revin la importanța ca tu să înveți să luminezi ca femeie. De-aia spun că singurul lucru pe care noi îl avem în control e să lucrăm cu noi. Că mai departe nu mai depinde, nu mai vorbim de viața mea, vorbim de o altă viață. De ce alege sufletul să părăsească corpul înainte de a se naște? Aici e o altă discuție pe care o abordăm într-un mod detaliat în workshop-ul despre sarcini pierdute, sarcini oprite în evoluție, sarcini cu ou clar. Workshop care va avea loc în septembrie și vă voi da eu detalii și pe grup și pe e-mail să vă dau detaliile logistice. Cel mai devreme probabil că pe 4 septembrie ar fi prima variantă. Așadar, vă rog să înscrieți. Puteți să scrieți în comentarii sau să-mi dați un e-mail la contact@aronvalentinarsene.ro și indiferent ce, că trăiți frici, că trăiți, nu știu, temeri sau memorii, amintiri, e bine să le eliberați. Iar eu vă aștept oricând, veniți și în grup, grupul mare de pe Facebook, se numește Cauzele emoționale ale infertilității și vă aștept acolo cu mare drag, unde suntem peste 2300 de femei. Vă îmbrățișez pe toate. Pe curând!